Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din Amnesia. Ultima oară am rămas aici în depozitele astea handicapate. Hai să nu luminăm. The darkness in the storage feels strange and unnatural. Bine. Ce găsim aici. A, da. Am dat să spun ceva. Văd că lumea îi plac faza ideea de eu făcând cu time shift. Doar că am înțeles de la o persoană, nu știu ce am înțeles, ci că are o logică aparte. Dar oare ce ar vrea să însemne prin asta? Nu știu, s-ar putea să se pare că o să mă uit. Alexander, I have prepared the explosives you needed for clearing the flood drain. I can't stress enough how important it is that the mixture is handled with care. Please try to tell your feather-brained servants this before you go ahead with your plans. The liquids are not by themselves explosive and should be kept separated to avoid future mishaps. I have arranged two large vats in the next room for the next ingredient. All you need to do is to mix the liquids and you are ready to go. Agrippa. N-am două shop de boxer. Ah, hai să luminez, de ce nu? Pentru că pot. Și pentru că nu vreau să mirosesc eu ulei. Am un drill part. Uite că aici încă unul. Oh, tinder box. Deci da, s-ar putea să fac cu time shift. Acum vreau să văd și cum să fac acolo, adică am jucat așa un pic din ea, dar n-am înțeles nimic din ce trebuie să fac. Să-mi fac picior de nu. Știi ce? Fuck the shit. Ca să aud și eu ceva, îmi pun căștile. Pentru că așa ceva nu se mai poate. Așa, mă aud ceva. Cred că mai bine nu auzem nimic să-mi bag picioare. Asta vreau să zic în legătură cu time shift, că am înțeles de la un comentariu pe ce că are o logică aparte, dar apoi stau și mă gândesc ce fel de logică poate să aibă. O să trebuiască să văd. Cafe nu, nu o să știu deloc. Please, let me go. I won't tell anyone, I swear. I just want to go home. Oh, frate. Așa.
Oh, that's the secondary. Deci dacă combin două tipuri de vin, ai un explozibil. Știți ce? Decât să fim niște pussies, da mă dracu. Mă duc în fața monștrilor și le dau o muie. Pentru că pot. Și pentru că sunt prost. Mă rog. Hai să continuăm. Don't budge. A full set of free rods is unavailable. There is one rod in the inner study rooms which might work in case the elevator breaks down again. Unless it is absolutely necessary, always use the spare rods in the storage before using a mended one. Whoa. Nicio problemă, sunt bine. Scoateți-mă dracului de aici. Ce drac fac cu viața mea, serios vorbesc. Nici nu vreau să știu, nici nu vreau să știu. Ah, fuck it. Mă doare în pulă. Servus!
Păi pe asta n-am verificat, trebuie să mai fie unul pe acolo. A, dar ce frumos e chestia asta, pace. A, cred că ăla era să mă lucesc, mă rog. Îmi pare rău. Da, ce drăguț e totul. He panted heavily, trying his best to keep himself from screaming. The medicine cabinet had been overturned and lay collapsed on the floor. He reached through the broken glass door and grabbed all the sedatives he could find. Oh, frate. M-a speriat de moarte. Am făcut pe mine. Trinity, asta ar veni aici și four phase. Așa. Ma, haideți să încercăm mașina aia. De mai josul. E ok, suntem calmi, suntem foarte calmi. De ce drag joc jocul ăsta? Trebuie să mă calmez. Sara inima de piept. Au! Strange letter frightened him, but it was also the only one which offered some comfort. Whoa! Servants avoided him, yet he knew they were there. They all smelled of spiced wine, a mystic scent permeated by clove and sage. Oh,
ca la nebun. Iar spitale. Come this way. What was that? Forgive me, I should have warned you. One of my responsibilities as a baron is that of a prison warden. This is where criminals are locked up. Like a dungeon? Very much so. Come, don't linger. Ok, cred că am făcut prea multe chestii pentru episodul ăsta. Dar cam asta a fost și pentru acest episod. Mulțumesc că m-ați vizionat, nu uitați să dați like, comment, share, subscribe și ne revedem data viitoare cu ce mai avea chef să fac. În următorul episod în Amnesia, să vedeți cât de tare sunt speriat de acest joc. Deci da. La revedere!